Cel puțin 50 de persoane au protestat duminică în comuna Florești, nemulțumiți fiind de faptul că autoritățile au de gând să construiască un bloc nou, între alte două blocuri deja înghesuite. Vrem un Florești aerisit, cu locuri de joacă pentru copii și spații verzi, spun floreștenii. Afirmații precum vrem locuri de joacă, nu doar blocuri, cine ne-am mutat la bloc, nu în ghetouri. Au circulat odată cu locuitorii care se opun acestei construiri. Peste 100 de familii care locuiesc pe strada Muzeul Apei din Florești vor fi afectate de construirea unui bloc pe o parcelă care desparte două blocuri deja ridicate. Spațiul dintre cele două blocuri deja existente și cel care urmează să fie ridicat este extrem de mic. Locuitorii susțin că noul edificiu va priva în mod direct 15-20 de apartamente din ansamblurile învecinate de 60-80% din lumina soarelui de care beneficiau. După ridicarea celorlalte două blocuri crește direct proporțional și numărul apartamentelor afectate. Totodată, oamenii atrag atenția că în zonă nu există niciun loc public de joacă, acesta din urmă fiind prioritar potrivit acestora. În loc să amenajeze parcuri de joacă între blocuri, primăria alege să autorizeze alte blocuri între blocurile deja existente. Ignorând minimul confort de locuire al comunității, direct învecinate, formate din peste 200 de adulți și peste 50 de copii, interesul comunității respective este pus mai prejos, se pare, decât ale unor investitori, fără a exista măcar o consultare prealabilă atât acești copii din vecinătatea direct afectată, cât și toți cei 200-300 de copii și tineri până în 16 ani din microcartierul Plopilor, Muzeul Apei, cu peste 2000 de locuitori din Flopilor. Nu se bucură de niciun loc de joacă public. Singurele astfel de spații fiind niște improvizații de foarte mici dimensiuni pe spații private, amenajate în disperare de cauză de către diversi locatari, au declarat reprezentanții familiilor. Mai mult, autoritățile au refuzat sistematic solicitările locatarilor zonei de a se deplasa la fața locului pentru a constata concret aceste lipsuri și a dovedi că doresc găsirea unor soluții de creștere a calității vieții locuitorilor din comunitate. Comuna pe care o administrează, spun locatarii.